acesta este un moment unic în istoria României recente și care poate să marcheze viața României și a românilor. Semnificația zilei de astăzi este una istorică, pentru că acest vot poate să ne ducă spre Europa, poate să ofere dezvoltare, instituții puternice, sisteme publice funcționale. Acest vot de astăzi poate să ne conducă într-o perioadă de 4 ani de stabilitate guvernamentală în care să construim. Eu am votat pentru o Românie europeană și pentru o Românie dezvoltată și îi îndemn pe toți cei care vor să trăiască într-o Românie dezvoltată să meargă la vot. Îndemne și pe alții să meargă la vot. Dacă îmi permiteți, chiar de aici, de la Sibiu, i-aș îndemna pe toți românii să meargă la vot și, dacă prețuiesc democrația, să înțeleagă că, indiferent de ce scriu pe Facebook, de ce cred în interiorul sufletului, de ceea ce discută cu prietenii, nu se poate realiza dacă nu merg la vot. Democrația se apără prin vot. Și astăzi mi-aș dori ca românii să înțeleagă lucrul acesta și să-și aleagă direcția în care vor să meargă. Votul este unul sigur și am verificat asta și de asemenea vor putea să verifice cu toții în cabina de vot. Vaccinul, vă veți vaccina? Eu sunt pro-vaccinare. Evident că prioritățile vor fi stabilite la nivelul guvernului și a Comisiei de Strategie, însă eu sunt pro-vaccinare. Da. Mulțumim frumos! La revedere! Din istoria recentă, acest drept ne poate duce spre Europa, a spus